Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii, 100 de personalități din cultură sau știință care au marcat dezvoltarea lumii prin realizările lor, 100 de români care prin creativitate, muncă și curaj au adus România între țările care au îmbogățit cunoașterea universală. Astăzi vi-l prezentăm pe Constantin Brâncuș, marele sculptor român, născut la 19 februarie 1876 la Hobița, județul Gorj. Constantin era al șaselea copil al lui Radu Nicolae Brâncuș și Maria Brâncuș. Prima clasă primară a făcut-o la Peștișani, apoi a continuat școala la Brădiceni. Copilăria sa a fost marcată de dese plecări de acasă și de ani lungi de ucenicie în ateliere de boiangerie, prăvălii și birturi. În Craiova, în timp ce lucra ca ucenic, își face cunoscută îndemânarea la lucrul manual prin construirea unei viori din materiale găsite în prăvălie. Este înscris cu bursă la Școala de Arte și Meserii din Craiova, apoi urmează Școala de Bele Arte din București. La începutul carierei sale, sculpturile lui Brâncuș au constat mai ales în reprezentări clasice ale formei umane. Bustul lui Vitellius, Laocoon și Studiu datează din acei ani, caracterizați de o acumulare sensibilă de cunoștințe și îndemânare, dar și de căutarea a diferite soluții de modelare a materialelor. Constantin Brâncuș a expus pentru prima dată la Société Nationale de Beaux-Arts și la Salon d'Automne din Paris în 1906. Creează în 1907 prima versiune a sărutului, temă pe care o va relua sub diferite forme până în 1940, culminând cu Poarta Sărutului, parte a ansamblului monumental din Târgu Jiu. Brâncuș refuză să lucreze ca practician în atelierul lui Auguste Rodin, spunând cuvintele devenite celebre: Rien ne pousse à l'ombre des grands arbres. La umbra marilor copaci nu crește nimic. În 1907 închiriază un atelier în Rue de Montparnasse și intră în contact cu avantgarda artistică pariziană, împrietenindu-se cu Guillaume Apollinaire, Fernand Léger, Amedeo Modigliani și Marcel Duchamp. Până în 1914 participă cu regularitate la expoziții colective din Paris și București, inaugurând ciclurile Păsări Măiestre, Muza Adormită și Domnișoara Pogani. În acel an, Brâncuș deschide prima expoziție în Statele Unite ale Americii, la New York, care provoacă senzație. Multe dintre lucrările sale sunt achiziționate de colecționari particulari. Până în 1940, activitatea creatoare a lui Brâncuș se desfășoară în toată amploarea ei. Operele sale de seamă din ciclul Pasărea în văzduh și ciclul Ovoidului, precum și sculpturile în lemn, datează din această perioadă. În atelierul său din Impasse Ronsin, Brâncuș și-a creat o lume a lui, aducând în inima Parisului atmosfera satului gorjan. În epoca realismului socialist, Brâncuș a fost contestat ca unul dintre reprezentanții formalismului burghez cosmopolit. Totuși, în decembrie 1956, la Muzeul de Artă al Republicii din București, s-a deschis prima expoziție personală Brâncuș din Europa. Abia în 1964, el a fost redescoperit în țara sa ca un geniu național și, în consecință, ansamblul monumental de la Târgu Jiu, cu coloana Recunoștinței fără sfârșit, Masa Tăcerii și Poarta Sărutului, a putut fi amenajat și îngrijit după ce fusese lăsat în paragină un sfert de veac și foarte aproape de a fi fost dărâmat. La moartea sa, în 1957, statul român a refuzat să primească moștenirea lăsată de Brâncuș, atelierul său parizian, considerându-l pe sculptor un reprezentant al burgheziei decadente. Astfel, atelierul său a revenit statului francez. Astăzi v-am prezentat personalitatea și opera lui Constantin Brâncuș în cadrul proiectului Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. Acesta nu este un clasament, iar lista rămâne deschisă. Așteptăm părerile voastre pe site-ul eualegromânia.ro. Mâine Radio România Regional vă invită să cunoașteți o nouă personalitate care a marcat știința sau cultura mondială.